Bună ziua, stimați telespectatori, bine v-am regăsit. Astăzi, alături de mine, i-am pe Raluca Ioana Popescu, copreședinte la asociația cevadespus.ro și alpinistul fotograf, prietenul nostru, Cristian Țecu. Bine ați revenit la noi la emisiune. Bine v-am regăsit. Ne bucurăm că după 2 ani povestim din nou aici. Povestim din nou pentru că avem ce povesti, o expediție în totalitate românească, 100% românească, care pleacă spre vâlful Annapurna. Annapurna înseamnă zeița recoltelor în Nepal. Faci parte din această expediție. Spune-mi, te rog, cum a venit această idee? Știi cum e? E ca un drog de care te-ai apucat și nu mai ai cum să scapi, numai că aici ai partea pozitivă a dependenței, să zic. Am mai fost pe vârfuri de peste 8000 de metri și cei drept am făcut o pauză cam lungă din acest sector al alpinismului și am zis că e cazul să mă reîntorc la înălțimi foarte mari. Prietenul nostru, Jolt Tărâc, el este liderul expediției. El anul trecut a reușit o performanță foarte frumoasă să urce pe vârful Nanga Parbat, pe o rută foarte dificilă și el a zis, mă, uite, aș vrea să merg pe Annapurna. Eu i-am zis lui de anul trecut, ia-mă și pe mine oriunde ar fi, merg pe Annapurna, te bagi? Ok, și de asta îmi povestește aici înainte de a pleca. Da, sunt oarecare temeri înaintea unei astfel de expediții? Înaintea oricărei drumeții ai temeri, că dacă se strică vremea, dacă... Aici sunt mai multe variabile. În primul rând, cum se va comporta organismul la altitudine. Sper că va fi ok. În ce mă privește, trebuie să te obișnuiești cu lipsa de oxigen din aer, cu presiunea foarte scăzută și asta o poți face doar stând un anumit timp la o altitudine și după aceea urcând, după ce organismul s-a obișnuit. Alte temeri ar fi vremea nefavorabilă. Din fericire, avem parte de o prognoză meteo de foarte mare acuratețe ce ne va fi transmisă pe telefonul satelit. Și în rest, să vedem muntele cum se comportă cu noi. Din câte am înțeles și din câte am citit, veți avea un tricou la voi cu semnăturile, un steag. M-am încurcat eu, veți avea un steag cu semnăturile membrilor asociației cevadespus.ro. Voi le țineți pumnii, sunteți ca un fel de talisman pentru... Dacă ne țin pumnii, nu ne putem cățăra cu pioleții. Le transmitem gândurile noastre bune și energia noastră pozitivă. Ideea e că în urmă cu 2 ani le-am mai dus semnăturile pe cel mai înalt vulcan al lumii, Ojos del Salado, la 6.000, cât avea? 6.193. Da. Și am urcat cu bicicleta până la 5.740, mai sus decât cel mai înalt punct din Europa. Și le-am dus semnăturile pe bicicletă. Acum sper ca să duc semnăturile lor mai sus decât acum 2 ani, să ajung chiar pe vârf și, ok, duc semnăturile. Nu-i mare filozofie. Ideea e ce asociez acestei acțiuni. Eu personal sper ca lumea care nu are de-a face cu dizabilitatea să devină conștientă de faptul că în mijlocul nostru există oameni care au niște nevoi mai speciale și că acești oameni trebuie priviți cu respect. Și încerc așadar să le ridic mingea la fileu. Acum Raluca poate spune mai multe despre demersul acesta. Mesajul nostru este unul simplu și cât se poate de clar, respect pentru dizabilitate. Asta înseamnă că persoanele cu dizabilități au într-adevăr abilități și așa trebuie privite. Acesta este mesajul nostru pe care dorim să-l ducem acolo sus. Au fost probleme legate de acest respect? Vă loviți tot mai des sau des? Poate am, mai corect. Am să-ți spun eu o problemă care pe mine m-a înfuriat. Înainte de a povesti noi aici, am avut o conferință de presă la București și a fost un băiat de la Ceva de Spus și cineva a spus că ar fi bine ca el să nu vorbească la acea conferință de presă pentru că, citez, nu dă bine. Știi? Și mi-a sărit basca, încheia citatul, și mi-a sărit basca în momentul în care am auzit chestia asta. Deci trebuie lucrat mult la mentalitate, zic eu, în primul rând, să
accepți că există oameni care poate se exprimă mai greu. Asta era problema lui Cosmin, nimic altceva. Da, un plus de bun simț și educație nu strică. E chestie de educație. Probabil că suntem obișnuiți ca toți cei care apar pe sticlă să fie frumoși și încântători, dar poate n-au nimic de spus. Ei bine, oamenii ăștia chiar au ceva de spus. Și suntem și frumoși. Da, bineînțeles, da. Să ne recunoaștem cu cea mai mare plăcere lucrul ăsta, pentru că fiecare are frumusețea lui. Exact. Exact. Fiecare om are o parte frumoasă. Exact. Nu mai trebuie să o vezi. Ai ochii să o vezi. Da, și cea mai frumoasă parte a unui om este în suflet. Corect. Spune-mi, Cristi, te rog frumos, cine sunt celelalte persoane? Păi hai să-ți spun despre munte, în primul rând. Okay. Muntele are 8091 de metri, este situat în Nepal. Nepalul este la nordul Indiei. E o țară micuță, dar cu foarte multe vârfuri de peste 8000 de metri. Și acolo vom pleca, vineri dimineața decolăm din București. Celelalte persoane sunt Jolt Târâc, este liderul expediției, prieten foarte bun de-al meu, un alpinist care nu mai are nevoie de nicio prezentare, sportivul anului în decursul mai multor ani, sportivul anului ales de Federația Română de Alpinism și Escaladă. Un alt membru al expediției este Cătălin Neacșu, cu el am mai fost în Himalaya, atât pe un vârf de peste 8000 de metri, pe Cioiu. Cu el am împărțit și două ascensiuni pe bicicletă în Himalaya, odată la 5374, odată o ascensiune velo în Anzi. Am urcat împreună cu el până la aproape 5800 de metri. Sper să facem echipă bună și de acum încolo. Cel de-al treilea membru al expediției este un meteorolog de 56 de ani, George Porancia. El stă pe vârful Omu. El stă la 2000 de metri acolo. Are un mare atu față de noi pentru că pleacă mult mai aclimatizat. Și la rândul său, George a fost pe munți foarte înalți, de peste 7000 de metri, un tip cu foarte mult bun simț și sper că va aduce echilibrul atât de necesar. Nu că noi am fi niște dezechilibrați. Al patrulea membru sunt eu. Poza aici e cu mine, chiar pe vârful Ojos del Salado, când aveam steagul celor de la Ceva de Spus. Expediția este în întregime românească, adică vom fi doar noi patru. Nu vom folosi nici cerpași, nici oxigen. Nu ca să facem talente, ci pur și simplu pentru că un șerpaș înseamnă o lipsă de sportivitate, adică am văzut expediții în care șerpașul ducea cortul clientului, ducea rucsacul când clientul ajungea în tabără. Oarecum trișa. Exact, își găsea ceaiul aburind, ceea ce, sorry, dar nu asta vrem. Și nu vom folosi oxigen pentru că e o bătaie de cap cu oxigenul. Dacă, odată pentru că am putut, am fost mai sus decât acest vârf fără oxigen și în al doilea rând, dacă ai merge cu oxigen și ți s-ar bloca ceva, ți s-ar strica la o anumită altitudine, ar trebui să cobori. Pentru că nu mai ai cum să continui brusc fără oxigen. Da. Deci mai mult te încurcă oxigenul. Cam ăștia suntem. În alți ani, asta e pe vârful Cioiu de 8201 metri, când un alt steag al unei organizații ce se ocupă de persoane cu dizabilități a fost dus pe vârf. În spate este Everestul. Despre vârful nostru aș putea să-ți spun că nu e un vârf ușor. Totuși a fost primul vârf de peste 8000 de metri atins de urcat de om. E vorba de francezii Maurice Herzog și Louis Lachenal în anii 50. Și a fost o întreagă epopee. Ei habar n-aveau cum arată ruta. Ei s-au dus, au găsit un drum și au zis mergem pe acolo. Și noi vom urca nu departe de ruta lor, dar ruta lor e un pic periculoasă. Periculoasă din cauza riscului de avalanșă pe care noi încercăm să-l evităm. În principiu așa arată văzut de jos, poate arată destul de ciudat, mulți pereți de gheață, totuși din ce am înțeles e destul de fezabil. Asta și datorită experienței pe care am căpătat-o urcând în munți mai mici, dar mai tehnici, de exemplu în Alpi când am fost cu Jolt. Iată aici niște în cele patru cercuri sunt niște oameni care depășesc un punct nodal al acestei ascensiuni, culoarul crosshair. Crosshair, cum traduci? Cătare, nu? Cătare. Da, cătare. În pușcă ai cătarea și
culoarul ăsta se numește așa datorită faptului că pot cădea bucăți de gheață pe destul de acolo, trebuie să te miști repede. Da, dar Joel, de exemplu, care are o foarte, foarte bună experiență, a zis că îl putem fenta, putem merge pe dedesubtul lui, evităm bucățile astea de gheață care cad sub formă unor avalanșe și trecem pe peretele de gheață și de acolo urcăm vertical și mai tehnic, dar mai, mult mai feriți de aceste riscuri și e perfect așa. Așa arată o rută în viziunea altora care au urcat pe acest munte. Până în tabăra 2 nu vor fi mari probleme, vor fi doar crevase pe parcurs care trebuie ocolite și acolo te legi în coardă. Din tabăra 2 în tabăra 3 este foarte abrupt, din tabăra 3 în 4 de asemenea ai o înclinație. Bucuria mea e că din tabăra 4 până pe vârf nu vor fi probleme tehnice, adică pereți care să necesite escaladă, sau alții n-au avut pe bucata asta și atunci putem, singura dificultate va fi cea de dată de altitudine. Sperăm să o depășim. Cam asta e povestea muntelui și evident că acolo sus, așa cum am dus în anzi steagul cu semnături ale lor, tot așa o să încerc să duc și aici mai multe semnături. Ideea e că în anzi câți erați voi? 7, nu? 7. Și acum? Și acum suntem, sărim de 30, suntem la 35, cam Dita așa. Mai cearșaful va trebui să iau. Dita mai cearșaful, va trebui un rucsac să ai numai pentru semnături, mai, pentru un lucru bun, că sigur, asociația lor a crescut și s-a făcut cunoscută și mă bucur că pot să încerc și eu să le fac numele cunoscut pe altă cale. Raluca, spune-mi, te rog, cât de mult vă ajută astfel de acțiuni, pentru că voi aveți ceva de spus. Ne ajută foarte mult, pe lângă prietenia lui Cristi Țecu și a celor care sunt alături de noi în această expediție. Mesajul nostru ajunge la cât mai multă lume și acesta este scopul nostru, ca oamenii să vadă ceea ce noi ne dorim, să ne trateze cu respect pentru abilitățile pe care noi le avem, pentru că dincolo de dizabilitate există abilitate și astfel mesajul nostru ajunge la cât mai multă lume. Este o metodă inedită și foarte asemănătoare cu lupta noastră, practic, pentru că și noi escaladăm propriul nostru munte. Cu o mare diferență că muntele nostru, odată urcat, îl vom coborâ la sfârșitul lunii mai și după care revenim aici la câmpie, pe când lupta lor nu are sfârșit. Și respectul nostru pentru ei este și din acest motiv. Da, mi-aduc aminte că la ultima noastră întâlnire, în această formulă, trăgeam oarecum o concluzie că lupta cu muntele, așa cum ai spus, mergi, o câștigi, te întorci, viața merge mai departe. Voi aveți un munte de urcat în fiecare zi și dimineața când vă treziți, din nou muntele trebuie urcat. Și de aceea trebuie respect din partea oamenilor, pentru că, așa cum spuneai, o persoană cu dizabilități are și foarte multe abilități. Și este bine să apreciem și să respectăm acest lucru. Nu că e bine, e firesc. E firesc și normal. E firesc și normal. Cristi, știu că ai înclinații apreciate și lăudate de foarte multă lume pentru fotografie. Vei fotografia? Vei filma? Da, clar voi fotografia, clar voi filma. Ideea e că trebuie să ai un aparat foarte mic, nu poți să-ți cari aparatul cu care fotografiezi în mod normal la câmpie și atunci și cu cât mai mic cu atât mai bine, dar dacă e prea mic, atunci pierzi la calitate, trebuie să găsești o soluție de compromis, de baterii, trebuie să ai grijă, fiindcă e frig, mai multe baterii, nu doar una, pentru ca să te țină. Sunt ferm convins că am ce fotografia. În ultimul timp am urmat o prelegere a unei școli de fotopoetică și sper să fac altceva decât doar peisaje, sper să prind oamenii în alte ipostaze decât cele pe care le-am tot întâlnit în poze. Să vedem cu ce imagini vin de acolo. Partea faină e că anul ăsta o să fiu de două ori în Himalaya. O dată
acum în Nepal și în august o să merg, ca ai adus vorba de fotografie, o să merg într-o tură foto în nordul Indiei. Acolo iar sper să fie rodnic. Da, am fost la un vernisaj foto în urmă cu un an, realizat în India. E extraordinar. Ce-ți poate oferi acea cultură. E altă lume, n-ai cum să vii cu fotografii neinteresante de acolo. Cât timp v-ați pregătit pentru această expediție? Pregătirea e de două feluri. Odată, oricât de bine pregătit fizic ai fi, fără bani, stai acasă. Și aici e marele merit al lui Jolt, care din toamna a început să facă demersurile pentru obținerea sponsorizărilor. E pentru mine primul an în care plec în Himalaya sponsorizat integral și e o chestie incredibilă. Pregătirea fizică, de câte ori am avut ocazia, m-am pregătit la mine în bloc, stau într-un bloc cu 10 etaje și este extraordinar să alergi în sus și în jos până la etajul 10 plus 1, că mai e și nivelul liftului. E ceva și te simți în momentul în care alergi 11 etaje în sus, 11 în jos și tot. Ce spun vecinii când te văd? La început te gândești, mamă, ce zice vecinul, că ce crede, dar până la urmă toată lumea te întreba, mișcare, zic eu, da, că e aici, la îndemână, nu le-am spus că plec în Himalaya. Oh, bravo, știi, deci până la urmă lumea te vede că faci mișcare și este super fain. Înainte alergam pe stadionul Dan Păltinișan, dar e drum lung până acolo, iar scările reprezintă, să zic, o diferență de nivel cam cât 3 etaje. După care mergi pe orizontal, după care cobori. Ori aici simt că e mai intens. Efortul în orice bloc românesc cu 10 etaje, plus 1. Pe final, v-aș ruga un mesaj pentru persoanele cu dizabilități. Care ar fi trebuit să fie concluzia acestei emisiuni și nu neapărat a acestei emisiuni, poate nu-i corect. Concluzia acestei expediții. Concluzia ar fi așa, stați cu ochii pe ceva de spus.ro, pentru că acolo vor fi, cum traduci update-uri în română? Actualizări în timp real despre ceea ce facem noi acolo. Și puteți să vă informați și despre muntele acestor oameni care merită din partea noastră a tuturor tot respectul. Iar noi transmitem și persoanelor cu dizabilități să nu înceteze să lupte pentru ele, pentru că acesta este primul pas. Dacă noi nu luptăm pentru noi, atunci nimeni nu o va face în locul nostru. Și ba mai mult decât atât, este frumos să știm că alături de lupta noastră este cineva și că nu suntem singuri în lupta noastră. Sperăm să fie cât mai mulți de acum încolo. Sperăm să fie cât mai mulți și mulțumim băieților că ne sunt alături. Cu mult drag. Dar în această luptă și noi suntem alături de voi și încă de acum lansez o invitație. Vă invit când vă întoarceți, Cristi, când te întorci din expediție, absolut. Ne revedem la Teleuniversitatea în care vei povesti. Să vă lăsați foarte mult timp, pentru că o să am clar ce povesti. Ok, vom avea poze, vom avea filmări și vom avea multe povești, multe povești interesante. Vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi. Ne mulțumim. Stimați telespectatori, emisiunea noastră a ajuns la final. Rămânem cu ochii pe expediția celor patru români. Iată și un timișorean alături de cei patru români, un prieten de-al nostru, și ne vom revedea cu ei la sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie. Până data viitoare, numai bine, la revedere!